Prietenii pompierilor este numele concursului organizat miercuri 4 mai de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. Cei 100 de elevi de la unitățile de învățământ din Giurgiu, Ghimbați, Bolin din Vale, Vlașin, Daia, Stoienești și Izvoarele s-au întrecut pentru a cuceri trofeul Prietenii Pompierilor. Concursul este destinat elevilor din învățământul gimnazial și este organizat în scopul dezvoltării capacității de înțelegere și apreciere a pericolilor generate de situațiile de urgență, precum și pentru dezvoltarea unor calități precum inițiativa, spiritul de echipă, curajul și disciplina. Ne bucurăm că s-a putut desfășura anul acesta concursul Prietenii Pompierilor. Echipaje cu elevi din școlile giurgiuvene s-au înscris la această competiție, organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu și Inspectoratul Școlar. Etapa județeană a avut loc astăzi pe stadionul Dunărea. Echipajele, formate din câte 10 membri, au avut de trecut o probă teoretică cu întrebări din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, o probă practică ce a presupus parcurgerea unei piste cu obstacole și o ștafetă de 400 de metri tot cu obstacole. Echipajele formate din câte 9 membri și o rezervă au avut de trecut o probă teoretică cu întrebări din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, o pistă cu obstacole și o ștafetă de 400 metri cu obstacole. La final, primele 3 locuri au fost ocupate de Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân Giurgiu, locul 1, Școala Gimnazială Profesor Dinu Nicolae Vlașin, locul 2 și Școala Gimnazială numărul 1 Daia, locul al 3-lea. Competiția s-a încheiat cu o festivitate de premiere, iar echipele clasate pe primele 3 locuri au fost recompensate cu diplome, medalii, cupe și premii.